Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apare numai e cazul să ne bate în capul cu tot felul de diete și cure de slăbire. Am aflat de ce oamenii slabi nu se îngrașă niciodată oricât ar mânca, iar cei supraponderali nu reușesc să slăbească și pun pe ei numai când se uită spre o prăjiturică, un doboș. O savarină. De ce mi-aduci vorba de doboș? Un croissant cu Nutella. De ce fatalitate? Zachary Evans, doctor în biologie umană, citat de Health Insider, deci nebunie, a găsit trei factori care îi ajută pe cei slabi să rămână slabi. Primul are legătură cu mâncarea, în sensul că oamenii slabi consumă, se crede, mai puține calorii, okay, ceea ce nu e întotdeauna adevărat. Da. Ar putea fi de asemenea mai activi, dar nu neapărat mergând zilnic la sală. Mai agitați. Da, sunt mai agitați, mai vioi. Dar, de-abia al treilea motiv lămurește situația, persoanele slabe au o anumită enzimă activată care reglează metabolismul și care deseori nu este activată la persoanele supraponderale. Și o vezi. Deci mai auzit ceva de enzima asta. Noi pe asta trebuie să ne concentrăm, pe activarea enzimei. De unde putem să o cumpărăm? Stai puțin, deci nu, enzima o avem, dar nu e activă. Deci cum o activăm? Cum o băgăm în priză? Asta e treaba. Asta e șmecheria. Există modalități. Dacă vreți să vă notați, enzima respectivă poartă numele de AMPK. AMPK. Zim pe litere. AMPK. Ok. Deci asta, cauți activarea AMPK. Am plecat. Practic, se spune că este un senzor de energie în corpul fiecăruia dintre noi. Deci noi nu avem senzori ăștia de parcare, știi? Și de-aia dăm în fripturi, tot timpul dăm în cartofi, dăm în pireuri, în tot ce trebuie. Dacă este activată această enzimă, stimulează metabolismul, îmbunătățește sensibilitatea la insulină, scade inflamația din corp și îmbunătățește performanța musculară, deci crește și mușchii. Frate, vrem, dacă se poate, 2 kg de enzimă de asta acum. Datorită AMPK, oamenii slabi au un metabolism mai rapid. Și acesta este, de fapt, motivul pentru care unii pot să mănânce tot ce mănâncă ei și rămân slabi, iar alții mănâncă același lucru și se trezesc cu 2 kg în plus a doua zi. Zice, domnule, cum activăm, să ne face enzima, că ne-am prins. Ca la teleshopping. E pentru noi. Da. Deci noua enzimă, puteți să aflați acum despre această nouă enzimă, se activează așa. Sunt 3 metode confirmate, au aflat colegii de la știrile Pro TV, pentru a activa enzima. 1. Exerciții de mare intensitate. La mare intensitate, pentru că evident nimic nu stai pofta de mâncare mai bine ca un infarct. Deci, acum ne pune la treabă. Aici stâng, credeai că e simplu, trebuie activată. Ea e acolo, dar așteaptă să vadă și tu dacă, dacă oferi ceva. Așa. Asta cu mare intensitate, hai să o lăsăm la urmă. Deci, alergarea, mersul rapid, urcatul scărilor, săritul cu coarda, multe altele. Nu ține. Adică scările în fugă, că ai zis de mare intensitate. În fugă. Cum făcea? Urc, cine făcea? Nu Rocky alerga pe trepte, sus, ba da. Jos? Ia, plescă. Crezi că activa enzima? Băi, mi s-a părut că era destul de activată la el. Da. Ok. Altceva. Deci, unde ai tu scări? Să alergi pe ele până când leșini. 2. Postul intermitent, dar fără înfometare. Aici s-ar putea să fie atent, că aici e treaba. Am văzut mulți oameni, spune doctorul, care dau greș în postul intermitent, pentru că își limitează mâncarea la minimum, crezând că e nevoie să moară de foame pentru a obține rezultate. Pentru a activa AMPK prin metoda postului intermitent, o persoană nu ar trebui să scadă niciodată drastic cantitatea de alimente. Vezi? Deci poți să... Asta sună bine. Sună bine, da. Putem... Avem mai nu e adevărat. Singura metodă care a reușit a fost asta cu foamea, de fapt. Să slăbești, mă, dar nu să activezi enzima. Nu te-a întrebat nimeni, mă, noi activăm enzime aici, nu e de slăbit. Da. Ce bas câmpi. Și a treia variantă? A treia este băi cu gheață. Asta e foarte bine. Pneumonia taie pofta de mâncare, ceva de speriat. Da. Faci pneumonie, n-ai ce să vezi ce slăbești. Băi cu gheață și mai ce? Băi, ești nebun cu băile cu gheață? Băile cu gheață. S-a demonstrat că băile cu gheață activează AMPK în testele curozătoare. Deci cobaii săracii, măi, eu, pe, sincer, la mine cred că asta ar fi cea mai tare. Deci dacă... Deci cobaii au și enzima asta. Da, toți normal. Au enzima, numai că sigur, acum, na. Dar la mine s-ar activa pe loc de frică. Deci dacă aș vedea baia cu gheață și ar spune hai să activăm enzima, sări în baia cu gheață, am zice, prietene, e activă deja. Da, idee... Numai când am văzut s-a activat. Asta odată ce e activat-o rămâne activă sau trebuie să faci cadă cu gheață zilnic? Ce faci? Mă duc să-mi activez enzima. Dar ai văzut, mă, că săracul Nicușor Daniel știe ceva.
El s-a gândit să ne activeze enzimele iarna trecută, sau nu cu gheață, dar niște dușuri reci, tot ne-a băgat. Acum, din păcate, a cedat și înțeleg că schimbă țevi peste tot prin oraș. Dar sunt mulți primari care ei săraci iar da, fi mă, da. Poate unele enzime au rămas totuși active. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.